Goran Martinić a fost jucătorul formației în sezonul 2013-2014. În sezonul petrecut la Târgu Mureș, conducătorul de joc din Muntenegru a avut o medie de 18,8 puncte marcate pe meci, 3,5 recuperări și 5,3 pase decisive, fiind al doilea cel mai eficient jucător din România în acel an. Ulterior, Martinić s-a legitimat la Falco Szombathely, echipă de primă ligă din Ungaria, unde a avut medii statistice de 20,7 puncte, 5 pase decisive, respectiv 4,2 recuperări. Al doilea muntenegrean în echipa BC Mureș este Goran Gajović. Zvonul conform căruia acesta ar fi prelungit cu încă un sezon contractul cu BC Mureș a fost confirmat de club în urmă cu o zi. Gajović a fost unul dintre jucătorii de bază ai formației mureșene în sezonul precedent, când s-a remarcat cu medii statistice de 10,8 puncte, 4,7 recuperări și 1,2 pase decisive pe meci. Revine la Târgu Mureș și Liviu Dumitru, dar nu în calitate de jucător. Acesta va fi preparatorul fizic al echipei după ce și-a încheiat cariera basketbalistică anul trecut, după un tur jucat la Gazmetan Media. Fostul jucător s-a specializat în pregătirea fizică și aceasta va fi prima sa experiență în noua postură.